Mai zilele trecute, din mințile înfierbântate ale liberalilor dâmbovițeni, aripa social-democrat, au ieșit câteva rânduri așezate frumos în pagină și trimise jurnaliștilor sub forma unui comunicat de presă. Prin respectiva trăznaie, eram informați că oamenii lui Crin sunt extrem de preocupați de soarta sistemului sanitar dus la groapă de actuala putere portocalie a țării. PNL trage un semnal de alarmă în ceea ce privește ignoranța actualilor guvernanți față de oameni, față de sistemul sanitar din România, un sistem muribund de unde din ce în ce mai multe cadre medicale competente pleacă în țări unde cei care conduc conștientizează importanța lor. Înainte de a șterne pe hârtie acele cuvinte, semnatarii ar fi făcut bine să-i întrebe și pe colegilor de partid cum stă treaba. Dacă l-ar fi întrebat, de exemplu, pe Doru Oncescu, ar fi aflat că la nivelul județului Dâmbovița, sistemul de sănătate are o situație fericită. Prin grija președintelui Consiliului Județean, au fost salvate marea majoritate a spitalelor, au fost luate sub o conducere unică. Da, zâmbiți, dar ceea ce este adevărat, este adevărat, da? Cu deosebire de ceea ce se întâmplă în alte județe. Asta este tot, nimic altceva. Poți fi obiectiv? Vrei să fii obiectiv? Ești obiectiv. Dacă nu, nu ai ce să cauți aici.